Primele rafturi care s-au golit au fost cele cu ulei, carne și mezeluri, mălai, făină și zahăr. Maramureșeni spun că își fac provizii de teamă din cauza virusului nu vor mai putea să iasă din casă spre a-și asigura cele necesare traiului. Autoritățile însă dau asigurări că există suficiente rezerve alimentare, astfel încât nu există motive ca oamenii să se îngrijoreze că nu vor mai avea de unde să-și cumpere alimente.